A trecut pauza de publicitate, estimați respectători. Acum vă invit să reînviem pe scriitorii pe care am tocmai mormântat înainte de pauză, pe Creangă, pe Caragiale, pe Eminescu, pe Grigore Vieru, pe ceilalți care au dispărut. Acum trebuie să vorbim ceva foarte important, întrucât toată această artă sculpturală, care se află în toate orașele importante ale lumii, ale Europei precis, am văzut asta și în Asia, dar mai ales în Europa, ține de memoria colectivă. Nu ține de memoria personală, pentru că asta nu se poate, ține de memoria colectivă a unor colectivități sau națiuni sau chiar unui continent. Vor să imortalizeze sau să fixeze în clar niște lucruri care s-au petrecut în trecutul îndepărtat sau mai apropiat. Avem o artă sculpturală la Iași, credeți că puteți vorbi de niște sculpturi importante în oraș, poate? Sunt lucrări valoroase. În Iași sunt lucrări valoroase. Eu am văzut chiar grupul statuar făcut în față la IMF, din alu Crenganiș. Așa, lucrare destul de valoroasă, în marmură, în material dur, așa, care este o lucrare bună. Eu aș mai pune lângă lucrarea aceea, care e singulară, sunt atâtea alte lucrări, cum e Miron Costin din rondul de la teatru, sunt lucrări vechi, care sunt făcute de Hete și de alți sculptori din anii 20 ai secolului trecut, de acum a trecut un secol. Sunt foarte multe lucrări de sculptură care se află în cimitirul Eternitate. Da, acolo. Acolo unde e Dimitrie Angel și sunt un adevărat muzeu. E un muzeu. Asta e. Deci un muzeu al culturii românești, asta încercam să spun acum, care a adus în memorie, în actualitate, prin aceste lucrări în piatră sau în bronz, sau poate chiar în ghips sau eu știu în ce alte materiale mai puțin rezistente în timp. Dar lucrul ăsta se întâmplă doar în Europa, să lucrări știți. Foarte valoroase și de foarte multe din ele cu autori necunoscuți. Asta da, e adevărat. Se străduie foarte mulți oameni de la Iași să identifice lucrările absolut respective. Da. E greu de identificat pentru că nu sunt semnături, sunt foarte multe lucruri de văzut. În orice caz însă, atunci când vii din trecut către prezent, vii cu ce? Vii cu o imagine, cu o istorie care în spatele acelei imagini, poate cu o suferință, poate cu un episod. Da. Și atunci, sculptorul trebuie să rezolve toate aceste probleme care se ivesc peste el la un moment dat, adică acest trecut al personajului care urmează să fie sculptat, acele vorbe care s-au spus despre el, că spune Iorga, că spune altcineva, și atunci dumneavoastră cum reacționați la treaba asta? Da, vrei nu vrei, pui din, de la tine. Deci vrei nu vrei, te implici în lucrare. Fiecare sculptor, fiecare pictor are ceva care pune din sufletul lui în lucrarea respectivă. Da. Îl pune de acolo? Da, absolut. Deci dar nu, ține cont de ce se spune din deci trecut? Obligatoriu ții cont de biografia, de tot istoria celui care... De istoricul, istoricului omului. Deci ții cont de lucrurile astea. Uh-huh. Obligatoriu. Și la Iorga, de pildă, dacă v-aș da, v-aș spune, domnul Constanescu, faci un portal lui Iorga. Ce mi-a spune la ea? Ce mi-a face? Eu vă dau o poză lui. Oare ce faceți? Îmi puneți o privire rece, metalică, o privire caldă? Eu aș pune o privire caldă, așa, nu metalică. Da, nu, da. Este. Pentru că nu, sunt tot felul de discuții despre cum percepem artistul de astăzi. Artistul, da, cum percepe un personaj din trecut. Și îl percepe după niște hârtii, după niște poze, după niște texte, da. În cazul lui Iorga, de exemplu. Noi asta am văzut că ați făcut acolo de la Vrangea, de pildă. Da, da. L-aveți acolo la... Da, a fost prima lucrare, primul bust care l-am făcut. De ce l-ați făcut pe de la Vrangea?
Asta a fost gândirea mea în momentul ăla. De ce? Deci mi s-a părut un chip extraordinar. Da. Dar de ce v-a părut? Era luminos, era cum? Da, da, foarte luminos așa și însăși aliura lui, pletele așa care le are, frumos, sculpturală, o față sculpturală. L-am văzut pe Slavici acolo. Și Slavici la fel. De ce l-a făcut Slavici? Tot așa, din dorința asta de a reprezenta... Vedeți, Slavici are o problemă mare. Dacă eram prin preajma noastră atunci, vă spuneam să nu faceți Slavici. Știți de ce? Slavici a fost condamnat la închisoare. Și era un om foarte supărat, pentru că Slavici are două cărți pe care lumea nu știu cât de știe. Sunt foarte voluminoase. Se cheamă Amintiri. Da. Amintiri. Da. Și se cheamă Închisorile mele. A doua carte. Da. El a fost închis. În 1920 a fost în închisoare pentru că a fost acuzat de colaborare. Dar era un bătrân, cu părul alb. Și în Închisorile mele are un jurnal extraordinar. Eu acolo cred că e suferința lui maximă. M-am uitat acolo pe la dumneavoastră la bust. Da. Și sunt Slavici, luminos, coleg de Eminescu, coleg de Creangă, de la Junimea. E, pe Slavici ăsta de ultimă vârstă nu l-a recunoscut acolo pentru că ăsta era un om foarte obosit și foarte supărat pentru că avea o problemă în închisoarea de la Văcărești, de la unde a fost închis pentru colaboraționism. El spune în închisoarea mele, zice, era jenă să ies să mă duc la toaletă, pentru că nu puteam să mă uit la ceilalți. Era un om de 75 de ani deja. Deci, sunt sigur episoade, nu istoria acestor oameni, dar dumneavoastră l-ați prins în perioada luminoasă, când Slavici era cu Eminescu, cu Creangă, la tipul. Deci și acolo, Slavici e un om cam șmecher, să știți. Rămâne între noi. Da. Rămâne între noi. Sper că nu dați asta pe televizor. Pentru că Slavici a fost cam șmecher cu Eminescu. El îl punea pe Eminescu să scrie, săracul să tea, și de-aia s-a sfârșit repede. Îi dădea și un ban pentru ca să meargă să-și cumpere un firfiric, mezel ceva, nu spun altceva. Și foarte multe articole din timpul sunt ale lui Eminescu, chit că se rostie Slavici. A demonstrat-o un profesor în vârstă, care e acum și care a găsit toate documentele. Slavici era cam șmecher și cam ardelean. Apropo din Slavici, al dumneavoastră de acolo. Dar e un Slavici luminos, trebuie să fie așa. Dar Caragiale totuși, în coate de vin la Caragiale, e ușor cam prea... Cum să spun, cam prea grecotei, așa. Nu. Aia mi se pare cel mai frumos, dacă îmi permiteți. Da, spune. Dau și eu, să fac nu era valor neapărat, dar să dau și eu niște bile albe. Negri, nu, acolo nu. Dar bila cea mai albă, așa. Domnului Caragiale. Acolo este, am simțit eu și în pălăria aceea și în toată expresia feții, un lucru pe care îl știam de mult, că este grec de tot, nu e niciun caz, cum s-a spus, de asta Macedon, nu știu ce, cum a spus George Cărnescu, este grec, venise o Cefalonia. Deci asta știu precis, am demonstrat asta. Și am văzut asta acolo, e grecotei, cât în cap. Mi-a plăcut asta foarte mult. Spuneți-mi, lucrați în lemn. Da. Ce faceți în lemn? Tot felul de ornamente, basoreliefuri, autoreliefuri, romboss, scaune, străni, catapetesme, tot ce este mobilier, în special pentru biserică. Pentru biserică. Da. V-ați uitat vreodată, pentru că am văzut asta, în Iași există la biserica Bărboi, așa. Care e monument de artă barocă. Da. Se spune că este ultimul monument de artă barocă, catapetea, cel puțin. Da.
Vă inspirați de acolo sau? În majoritatea cazurilor preoții doreau un anumit model. Făceau referință la biserica autare sau la biserica autare. Vă duceți și vedeți, îmi faceți și mie... Da, biserici ortodoxe. Ortodoxe, obligatorie. Aha. Și care sunt modelele? Ce lucrați? În general sunt basoreliefuri, vița de vie, deși zoomorfii. Nu, vița de vie este un lucru excepțional, pentru că asta e toată pe balustradă, care guvernează și care este deasupra arhitravei, să fac struguri vița de vie. Da, ăsta este ornamentul și modelul în general. Asta în toată biserica creștină, da. Vița de vie este un simbol excepțional. Da. Și în afară de asta pot să spun, dacă vă ajut o leacă la treaba asta, de pildă, centaurii de la romani aveau pe la cureaua pe care o încheiau acolo cu catarama aceea, aveau exact o viță de vie. Da, pentru că asta este un simbol excepțional al vitalității și al al nemuririi, în fond. Ați făcut cu vița de vie și ce mai faceți pe... Pe coloanele. Să vedeți împletitura asta. Da? Prânghia asta împletită. Capitelurile, la fel. Cu frunza în baroc, cu frunza de acant. Așa, foarte multe. Uitați, seurile care sunt tot la fel. În basorelief sunt modele vegetale, fel de fel de modele. Inspirate și din natură, inspirate și de la alte biserici. Deci... Asta este un mitul poetic românesc. Da. Asta e prezent peste tot, pentru că e vorba de vița de vie. Da. Asta este un ornament general, adică peste tot. Care este chiar foarte... Chiar și pe baluște, știți? Aici este un baluște perforat. Dar pe baluște se fac chiar rugii de viță de vie, tot pe rotund, frumos, torsadă, frumos făcută și lucrată foarte frumos. Peste tot este asta, în biserica creștină, vița de vie, pentru că de la cina cea de taină, nu? Vino este Euharistie. Este un volum foarte frumos, l-am citit recent, l-am și comandat, a apărut la Izola Doxologia, care se numă Vinul Euharistia Dumnezeu, și în care e vorba despre istoria vinului în Vechiul și Noul Testament. Excepțională lucrare, excepțională lucrare, în care se povestește despre vin, de vița de vie, de absolut simbolistică asta a vinului. Acolo sunt niște oameni excepționali care știu și ebraica și greaca veche și limbile toate vechi, și atunci studiază Vechiul și Noul Testament. De-aia încerc să spun că atunci când văd o lucrare din asta care aduce simbolistica asta a Vechiului și Noul Testament într-o lucrare din asta în lemn sau în piatră, astăzi mi se pare ceva foarte interesant și foarte important. Foarte important. De altminte, este într-o legendă populară românească, pentru că asta nu concernează nici eu, o să îmi permit să vă spun asta. Spune-mi. Eu închid imediat paranteza. Da. Nu întind prea mult. La un moment dat, în cultura românească, populară românească, este a cules o Nicolae Catojan într-o lucrare din povestire populară română în secolul XVII. Spune așa: peste toată simbolistica asta a viței de vie și a vinului, spune că următorul lucru este o povestire populară românească, care nu se mai vede nimeni, evident că e populară. O culege Catojan, spune așa: în momentul în care Iisus era dus la jertfă, așa, soția lui celui care l-a pedepsit s-a dus să-l vadă pe Iisus, zicând că eu sunt din neam cu el.
Dar atunci când a plecat, i-a spus, tu nu să mergi acolo. Ea a mers acolo și s-a dus și a văzut în felul următor. În clipa când l-a înțepat cu surița, în coastă pe Iisus, un strop din sângele acela a venit pe rochia femeii, care s-a dus după aceea, a început să crească, a plecat, a fugit trebuie de frică, a lăsat rochia într-o grădină, rochia, a pus o rochie peste ce avea îmbrăcămintea din casă, nu credea lumea că era dezbrăcat, așa, a lăsat rochia și a îngropat-o la rădăcina unui arbust care nu avea nimic, avea numai niște luje. Și în clipa când a îngropat-o acolo, au crescut exact struguri de vin. E frumos. Asta este o istorie a noastră din secolul 17 românească, care vine să completeze ceea ce îmi spuneți dumneavoastră apropo de vița de vie și de simbolistica pe care o are pentru creștinism. Da. Pentru că aici este un lucru extrem de important. Spuneți-mi, în lemn am văzut că aveți și alte lucrări. Da. Ce am în spate aici este o piuă. Așa. Ce face cu ea? E piua care ne apucăm să... Așa, să face untul, da? Să bate, să... Deci, așa. Vă rog frumos, da. Să ne aduceți untul, să-l batem acolo, vă rog frumos. Are să ne apucăm acum, imediat. Asta este recondiționată. Era pe colegii mei, ca să aducă untul, să-l batem este acolo. Este și o vorbă, știi, bat sapa în piu. E, nu. Vorbele românești vechi nu mai sunt cele care erau. De exemplu, asta cu bătut ape în piu nu este în vechime. Asta nu înseamnă asta. Ce spune noi? Bate apa în piu, adică vorbește aiurel. Aiurel. Nu este adevărat. Bate apa în piu, asta era ceva foarte important pentru toată comunitatea. Pentru că atunci când bătea apa în piu, înseamnă că îi făcea și cămașa de piel. Da. În acel moment însemna că iese cămașa sau, mă rog, o îmbrăcăminte, pantalonul, pentru că apa în piu asta însemna, bătea apa în piu. Da, da. Ca să mai spun că se drege cu busuiocul, asta m-a amuzat foarte mult, adică nu vreau să lungesc vorba, pe limbajul vechi românesc e foarte interesant să vorbești. Zice, o drege cu busuiocul, hai că o drege cu busuiocul. Da. Și spui, asta înseamnă că ce? Că vorbește aiurel, că vrea să te mintă sau... Nu e adevărat. Deci asta e, în vechime era un lucru foarte clar. A drege cu busuiocul îți dăcea vinul. Vinul casat. Așa. Dea cu busuiocul și îl făcea pe ubil. Asta dregea cu busuiocul vinul, nu vorbe sau altceva. De asemenea, am constatat acum recent, pentru că a fost vorba în Năpușneanu, unde este așa, un șantier, că mișei, că și calicii, că acolo era Mahalaul Caliciilor și Mahalaul Mișeilor. Și Biserica Sfântă Paraschiva era a Mișeilor și Biserica Sfântă Bănu era a Caliciilor. Păi da, mișei nu sunt ce înseamnă acum, mișei înseamnă ăștia ticăloși, ăștia care tind șală, care te fură, care... Mișei erau săraci oameni cu handicap. Oamenii care n-aveau un picior sau un mânt, asta însemna Mișel atunci. În biserica aceea, Papra, cum se chema atunci, acum Sfânta Paraschiva, din spatele Brezii Centrale Universitare, era biserica Mișel, adică oamenilor necășiți, care aveau handicap. Iar calicii, care vineau aici la Biserica Banu, se spune, iată, acum au găsit în Lăpușneanu, în parcarea de acolo, niște case boierești, ce calici mai erau pe acolo dacă aveau case boierești și crâșme. Da. Și crâșme. Spuneți-mi, ce faci cu instrumentul ăla de acolo? Da. Este o capră specială pentru luat la doagele de la butoi. Aha. Deci pe el este un fel de rândea mare, da? Care este sprijinită, stă sprijinită în piciorul ăla de acolo și partea înclinată a doagii. Vă imaginați? Aș face butoi. Nu, n-am făcut, tata. Dar la o adică? Da, la o adică se poate face așa. Sunt aici și lucruri de la tata. Tata a fost un om tata care... Tata a terminat, a făcut și el ăla de arte și meserii.
De la el, practic, am învățat. De la el, da. De ce era tatăl dumneavoastră? Tata a lucrat tâmplărie, a lucrat foarte mult. Lemnul, în special, lemnul era de, pentru pe lemn? Pe lemn, special. Totul era pe lemn. Da, au făcut foarte de mult, a lucrat în tinereții, a lucrat la cupeuri, la docari, la treburi de astea, făcea sculpturi, făcea fel de fel de chestii. Da, a, de deci, acolo. Da. Și de acolo ați luat pasiunea? La pensii, da, tata a deschis atelierul și... La docare. Da, în ce da. A întâmplat? Nici nu eram născut. În tata ei, lucra la... 30, 40. Cam așa, da, și eu sunt 53. Dar deci, ați văzut lucrurile alea? Am văzut la el făcut... Și aia de acolo este o freză, nu? Sau ce e? Nu, asta este o ghilotină, da, un circular de debitat. De debitat. Și asta este piua, cea de care am povestit. Da, ăla este un banzi mic pentru traforuri, traforuri. Deci, sunt bucăți care se traforează. Deci golurile alea dinăuntru poartă numele de trafor. Și aici este o... Și aici un arsenal de sculi. Arsenal de sculi? Așa, da. Care trebuiesc pentru... Care e profesorului Dorel Constănescu. Uite că scrie acolo. Prof. Da. Prof. Dorel Constănescu. Toate sculii sunt dumneavoastră. Tot. Și o parte din ele moștenite de la tata. Avem utilaje, avem mașini, grosime, avem fel de fel. Dar tata, o perioadă l-am văzut lucrând numai cu mâna. Deci lucra, gealăul era scura de bază. Deci nu exista altă... Asta cu gealăul știu și eu din copilărie mea. Dar roban pentru îndreptat, când sunt niște alea mari care sunt pe colț. O să le vedem imediat la televizor. Da. Dar spuneți-mi, asta cu gealăul mai faceți la mână sau numai cu mașinile astea? Nu, sunt dreaptă la mașini, toate lucrurile astea. Ce e ce fac numai la de mână? De ce vă trebuie la mână sau ce? Poftim? Nu. Așa, zdălțele. Da, deci cu dărțile lucrez manual. Deci nu am mașină de copiat, numai cu dărțile. Cu dărțile, da. Și restul de prelucrat materialul și asta lucrez la mașină. De pildă, piua aceea, cum ați făcut-o? La mașină, cred. Nu, asta e cioplită din buștean. Din buștean, cioplită? Da. Cu ce? Cu delta. Efectiv, cu delta. Păi, de-aia v-am întrebat. Deci nu toate lucrările se fac nu cu mașină. Nu toate lucrările se fac la mașinile... Și aia e făcută, ia uitați-vă că sus are un cerc, nu știu ce, ați făcut tot felul da, de lucruri. Da, pentru că s-ar disface. Deci lemnul... Am înțeles, asta se poate... Dar e lucrată, deci la mână tot? Totul este la mână. Tot ce vedeți este la mână. Dintr-un și ușor. Aia de acolo... La fel, aceeași chestie. De care mi-e da? Frică oricum, da. Deci nu vreau să-l... mă apropiez de mine cu el. Da. Am văzut asta la în satul lui Creangă, în satul meu în care m-am născut. Da. Extraordinar. Deci astea sunt lucruri care existau chiar fără să fie obiecte de muzeu, ca să pară de muzeu așa, sunt date cu lac. Da, eu le-am conservat, le păstrez, le am în atelier. Îmi plac foarte mult. Da. Dar să știți, foarte multe au plecat din atelier, prieteni, cunoștințe, amintire acolo, dacă ai. Dar sunt lucruri pe care vă pare rău că le-ați dat din atelier? Păi, în general, toate lucrurile îmi pleacă, îmi las un gol în suflet, da? Te atașez de lucrări. Care e cel mai lucrare la care vă pare mai rău așa? Când plecat de aici? Când fac catapetese. Deci catapeteasma înseamnă tot altarul, tot așa. Unde ați făcut catapeteasma? Catapeteasma a făcut la Sfântul Nicolae, din Socola. Am făcut la Constantin și Elena, lângă palat. Așa. Am făcut la Biserica la Recuperare, este catapeteasma. Am la Tomești. Asta este un lucru foarte complicat, catapeteasma. Da. Din ce lemn? Din tei? Lemn de stejar. Stejar. Da. Și l-ați dăltuit din asta? Tot numai la daltă. Pentru că, iată, catapetele din Iași sunt câteva monumente de artă barocă, cum ar fi la Bărboi, de pildă. Da. Care e monument de artă barocă, cum ar fi la Sfântul Spiridon, da. Unde este lucrarea lui Altini. Dacă știți, acolo deasupra altarului, acolo este o lucrare cinocerii taină, care e încadrată în catapeteasmă
și care acolo este un pahar de cristal, de sticlă. Că de regulă nu se pune decât cupă de aur sau de, ce? Așa, așa. De Sfântul Graal, nu? Și acolo e de sticlă și se vede jumătate este, jumătate este un lichid roșu. Și este o dispută întreagă între preoți dacă Altinii la 1921 a făcut asta, dacă acel lichid roșu e sângele Domnului sau e vinul sau ce o mai fi. Mm. Și atunci e o discuție întreagă, însă e o lucrare excepțională și totdeauna catapeteasma la o biserică este ceva excepțional, da, extraordinar. Deci aia și tot, trebuie să aibă toate simbolist, toată simbolistica, toată simbolistica creștină. Da, și la o parte din ele am lucrat și pictura. Și pictura. Și pictura am făcut-o. Și la o, la o catapeteasmă, vă comandă preotul sau vă gândiți dumneavoastră? Sau da, cum? Nu. În general, preotul vin și comandă. Așa, catapeteasmă. Deci, dar dumneavoastră o lucrați după ce știți dumneavoastră acum? Absolut. După îmi fac o plan, o schiță, o prezint, dar este acceptată. Preotul aprobă, o aprobă sau nu? Așa, da. Sau nu o aprobă, sau are modificări, sau îmbogățește, da? Și eu mă apuc de treaba. Excepțional. Da. Da, deci, lucrarea ar durează un an, un an jumate. Stimați rețetă, îmi pare rău că se apropie emisiunea de sfârșit, dar uite că îmi arată colegul meu că mai am numai două minute, dar eu trebuia să de la început să vorbesc despre asta, despre catapetezi, că am luat din partea cealaltă, pentru că asta este ceva excepțional. Deci acolo e o simbolistă întreagă pe care trebuie să o puneți în, în operă, cum să spun. Absolut, da. Și fiecare creștin care vine în biserica aceea, să recunoască pe catapeteasma acea, acea simbolistică. Acea simbolistică, da, absolut. Am făcut în Palatul Metropolitan, când înalt la ea era Daniel, așa, am făcut jilțurile arhierești. Ah, așa, din care sunt, deci lucrări foarte bune. Și mă, astea respectate, dacă mergeți la Metropolie, sunt convins că mergeți, nu numai de Sfânta Paraschiva, dar în orice fel de zi, atunci vedeți jilțurile din stânga și din dreapta altarului, lângă Sfânta Parascheva, veți vedea că acele jilțuri sunt sculptate chiar de Dorin Constantinescu. Vă propun data viitoare, nu știu dacă data viitoare, sunt data viitoare sau într-o altă sâmbătă, în orice caz vom face o discuție despre simbolistica aceasta care se află în bisericile noastre ortodoxe excepțională. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune și vă spun sâmbăta viitoare cu bine!